Bună ziua, dragilor! Iată, suntem în 4 august. Floarea soarelui mai e de cules. Nu s-a terminat încă, dar e foarte departe. Culesul e foarte slăbuț, dar de adus aduce ceva nectar. Am zis că să verific un pic dacă este ceva miere căpăcită până acum, ca să pot să deblochez cuiburile. Și așa suntem în întârziere. S-a întârziat cu 3 săptămâni față de anul trecut. Anul trecut, pe timpul ăsta, inversam corpurile. Ridicam corpul de cuib sus și puneam ramele goale jos. Dar să vedem ce este prin cuiburi. Să vedem ce este în caturile astea. Nu este, anul ăsta au fost mai slăbuți, din cauza că nu am avut aici aproape. Mai sunt rame care le-am adus de la alți stupi. De exemplu, astea sunt rame goale aici. Asta e o ramă cu un pic de miere. Am să o extrag. Acum mă interesează mai mult ramele care sunt bune de uat, să deblochez cuibul. Încă rame bune de uat nu am. Nu am la rezervă. Albinele au scăzut în putere, nu mai sunt atât de puternice, nu mai sunt două caturi de albină. Da, ia să vedem, asta nu are nimic, o las aici, asta nu. Asta are mai multă miere, începe să o căpăcească acum, dar o extrag că... Dacă o căpăcește, rama fiind clădită acum, nu o să rupe. Așa, dacă are acolo un pic de miere, o extrag acum. Facem spațiu la matcă să ponteze, altfel nu avem albină care să ne crească albina de iernat, dacă nu pontează acum. Și hai să vedem aici ce rame avem. Deci aici avem o ramă bună. E căpăcită. Nu știu cum să fac să scutur. Am să o pun pe asta aici, să-mi fac un pic de spațiu. Din rame mai curge câte un strop, din cauza că tot aduc nectar, dar e puțin, ceea ce e căpăcit e bine, e bun de extras. Ia să vedem, verific dacă se vede ceva. Da, se vede, un pic cam umbră aici, dar asta e. Aici, pe partea asta nu are nimic, pe partea asta are un pic căpăcit.
Acum reduc, las numai un singur corp, nu mai las două. Ramele care sunt, foițele care au fost crescute în totalitate sau pe jumătate, le scot, le duc la rezervă, le pun undeva, că alea nu le strică molia cerii. Și aici are un pic, nu mult, dar lucrez singur, e mai greu, dar mă voi descurca cumva. Pun niște rame din astea goale aici, în locul astea, că numai de seară extrag și de seară am să aduc să le pun la, să le curățe. Și apoi mâine am să umblu în cuiburi. Aici au fost o ramă cu puiet ridicată sus, dar cu ecluzat. Nu au băgat mare lucrumiere. V-am spus, în zona mea aici, cam slăbuț floare soarelui. A fost ceva parcele, dar foarte, foarte departe și aici are miere până jos, dar nu-i căpăcită, dar nu o mai las. O extrag, ia să vedem. De curs nu curge, văd. Extrag toate ramele bune de oat. Asta are și ea un pic de miere, dar o extrag, că e bună de pus în cuib. De acum, dacă își aduc să mai întrețină, să fie ca un fel de stimulare pentru a planta mărca, e foarte bine. Că dacă nu, trebuie să deblochez cuiburile și trebuie să dau, asta e aproape goală, asta e goală, are acolo jumătate de kilogram, dar nu mă mai complic, las aici. V-am zis, punem ramele astea goale aici. Asta are câteva celule aici pline, căpăcite, am să le dau și pe asta. Să le descăpăcesc. Roii au blocat foarte mult și aici este un pic de miere, dar asta pot să o pun așa în cuib. Chiar dacă are un pic de miere, o pun așa, nu e problemă. Vă spuneam că roii au blocat. Au blocat cuiburile. Am mai găsit pe 3 rame câte un pic de puiet, pe 4 rame câte un pic de puiet, rar unde este puiet pe 4-5 rame. Să fie așa rame, nu mai e 2, 4, 6, 8, 9. Totuși am să-i bag toate 10 aici, că nu.
Așa umblu prin corpuri de recoltă și extrag, după care mâine voi umbla în corpul de cuib. Diseară pun ramele să le curățe, sigur le vor curăța, până dimineață vor. Deci asta e. Și acum îi pun folia din cauza că seara, noaptea, acum sunt foarte reci nopțile, în jur de 12-13 grade au fost, așa că totuși mai mențin un pic căldura până voi inversa corpurile. Da, asta am vrut să vă arăt în cuiburi, cam asta au fost, cam 9 rame cu miere, nu știu cât o să fie acolo 9 rame, dar oricum, e puțină. Vă doresc multă sănătate, butoaie pline și spor la treabă să aveți. De acum trebuie să facem și tratamente, trebuie să stimulăm pentru pontă. Avem treabă în luna asta. Doamne ajută și numai bine!